Iordănescu și fotbaliștii de la FCSB merg și ei la nuntă, se însoară capitanul Tănase. Nunta va avea loc după derbiul de la Craiova. Tănase a cerut-o de soție pe iubita lui în vacanța petrecută în Zanzibar. Cei doi se pregătesc de nuntă. O victorie la Craiova ar fi un cadou frumos din partea echipei pentru el. Dacă îmi va permite timpul să merg să-l onorez măcar pentru o oră, o să o fac. Dinamo și-a schimbat antrenorul după 0-6 cu FCSB. Mutu tremură înaintea duelului cu Iordănescu. No, eu nu lucrez ca să schimbe antrenori. Nu cred că se pune problema cu adevărat ca Adi să plece de la Craiova, indiferent de rezultat. La Craiova, FCSB poate obține prima victorie în deplasare din acest sezon. Trebuie să aducem acasă cele 3 puncte, pentru că recunosc că ne ducem fără plan B. Nu avem altă variantă. Un punct nu ne ajută la nimic. Victoria cu Dinamo a fost prima pentru Iordănescu. I-a mulțumit patronului că și-a ținut gura și că i-a adus la FCSB pe Budescu și Chieșeru. Dovedește că își ține cuvântul și nu am avut dubiu că nu o va face. Dar în același timp am apreciat foarte mult reacția care a avut atunci când l-am apelat și am spus că avem nevoie de întăriri. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.